Doamnelor și domnilor, bună seara! Aceasta este ediția cu numărul 75 la Idee în Agora. Am început în 2017, așa cum se poate vedea și pe internet. Am făcut o pauză în perioada pandemiei, am reluat-o de atunci. Deci ediția 75. Pe lângă asta am mai făcut trei, de regulă sunt dialoguri. Am mai făcut trei evenimente legate de asta, care au fost conferințe. Și acest format, însă, formatul de dialog este, să zicem, legat de majoritatea întâlnirilor. La numărul 75 îl avem invitat pe Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Din fericire, nu e nevoie să fac niciun fel de prezentare, pentru că toate sunt cunoscute, așa că o să trecem direct la subiect. I-am propus această temă, Ideea Națională în România de azi, ca să-l provoc, bineînțeles, și pentru că, pentru cei care mă aud, văd, citesc, întâlnirea dintre mine și Ioan Aurel Pop pentru a discuta despre Ideea Națională este o propunere excentrică. De ce spun asta? Pentru că majoritatea celor care au scris despre națiune, români, românitate, naționalism, etc. în România de după 1990, care au scris la un nivel ceva mai înalt, despre ei vorbim, au fost împinși de marea schimbare metafizică, ideologică, general-culturală, teologico-politică a lumii occidentale, de la o considerare a tradițiilor națiunilor, grupurilor naționale care au făcut sau nu au făcut stat, au existat mai mult sau mai puțin, împreună sau mai departe, în Europa sau în alte locuri. Deci toată această experiență a grupurilor etnonaționale sau grupurilor etnolingvistice, etnolingvistico-confesionale, toată această experiență a fost redusă în mod radical în anii 70, cu asta atunci s-a început, și apoi tot mai accelerat și mai radical în anii 80-90, la un fel de preistorie tribală, dar mai rău decât cea tribală, pentru că a lăsat urme de durată mai lungă, care înseamnă construcția unor comunități politice, de pildă state imperii, state naționale și așa mai departe. Deci, toate aceste discuții despre națiune și naționalism la nivelul anilor 90, când românii au scăpat, cum se spune, la libertate și au ajuns în universități, biblioteci occidentale, ajunsese în etapa în care aproape nimic din ceea ce se mai lega de națiune nu mai putea fi discutat altfel decât deconstructiv, radical critic, ajungând până la, bineînțeles, negarea oricăror evidențe istorice, documentare de alte tipuri, textuale, etc., etc., instituționale, așa mai departe. Deci aici este perioada anilor 90. De ce o menționez? Pentru că această perioadă anilor 90 a coincis și cu cea mai mare, după războiul al doilea mondial. Deci nu s-a mai întâmplat după al doilea război mondial ceva comparabil. De cealaltă plecare la studii în anii 50 a fost la Moscova, bineînțeles, masiv. Dar asta era o plecare masivă din nou în Occident, prima după anii 40. Au fost excepții, bineînțeles, burse și aici și acolo, norocoși, oameni buni, talentați, alții nu, care au mai mers în anii perioade comuniste la sud din Occident. Dar vorbesc de un val masiv. Acest val masiv s-a întâlnit, plecat de aici, diverse idei despre națiune și naționalitate, naționalism, s-a întâlnit cu această universitate care, occidentală care își consuma faza ultimă a legăturilor sale cu universitățile tradiționale, să zicem, mergând până la anii 30-20.
Pentru că în anii 90, în universitățile occidentale, la științele sociale și umane, încă puteai întâlni persoane care fusese formate de savanți, formați la rândul lor, fie în perioada interbelică, fie de persoane care la rândul lor fusese formate strict în perioada interbelică. Asta punea probleme insolubile pentru istoriografii mari, cum ar fi, desigur, cea mai cunoscută istoriografia germană, unde pur și simplu cenzura oricăror forme de discuție despre națiune în sensul tradițional era absolută. Și ea a rămas în bună măsură cam așa până azi. Bineînțeles că aceste lucruri le păreau cu totul exotice, dacă nu suspecte și reacționare americanilor care, fiind lipsiți de tradițiile culturale, academice, istorice și distanțați de cele europene sau fiind doar legați de partea cea mai neagră a exacerbării identităților idiosincratice, cum ar fi identitatea germană. Nu? Foarte mulți profesori evrei plecați din Europa se găseau în universitățile mari americane, se ocupau de științele sociale și umane și aveau de singură referință biografică în a lor sau a familiei extinse o oroare absolută pe care ei o proiectau de obicei inocent și fără niște planuri subsecvente asupra tuturor celorlalte forme de existență națională sau proto-etno-lingvistico-naționale de oriunde ar fi fost. Și atunci, în același timp, discuția despre minorități, de exemplu, devenise deja în anii 90 în Statele Unite, la început și apoi în Europa, o discuție care favoriza în mod excepțional orice minoritate, indiferent care ar fi fost ea, fostă hegemonică sau subalternă, perpetu subalternă, dar în ce condiții, în ce cadru istoric, de când până când, cu ce preț, cu ce răspundere din partea lor. Toate aceste lucruri se șterse deja în anii 90. Nici nu vreau să ajung la anii 2020, pentru că lucrurile acolo sunt și mai triste. Bun. Eu am fost, prin natură, educație de familie și afinități, înclinat către o formă kantiană de patriotism cosmopolit, care la prima vedere sună contradictoriu, poate chiar oximoronic, dar de fapt, dacă te uiți mai adânc în toate lucrurile acestea, care premerg sau se învârt în opera lui Kant în jurul celebrei sale scrieri despre pacea eternă, Zum ewigen Frieden, dar care se leagă de toate operele sale de gândire a istoriei din jurul acelui moment, pentru Kant există posibilitatea, și dacă această posibilitate a putut fi gândită în secolul XVIII, cred că putem avea datoria să o regândim de câte ori putem în toate contextele și în toate locurile, pur și simplu să o verificăm, să vedem dacă istoric rezistă. Deci, distanța dintre patriotism și cosmopolitism nu era o prăpastie care nu se putea trece, nu aveam de-a face cu o contradicție în termeni, nu aveam de-a face cu o poziție reductibilă, cu un oximoron și așa mai departe. Ce erau fețele aceleiași monede și trebuia, bineînțeles, să ne exercităm facultatea de judecată, nu? Urteilskaft și toate celelalte înzestrări și înnăscute și dobândite pentru a vedea cum funcționează lucrurile acestea în lumea noastră. Deci asta a fost, cum să vă spun, o înclinație a mea, apoi întărită prin studiu și prin experiență și așa mai departe. Ei, acum ajungem la chestiunea asta. Dacă eu, un patriot cosmopolit kantian, merg și mă întâlnesc
aici sau în străinătate cu celălalt, cu C mare. Am eu garanția că și el este un patriot cosmopolit de tip kantian? La început s-ar părea că da, unii au înclinația de a mima această formă de patriotism constituțional, patriotism cosmopolit, nu ăla constituțional, care e o caricatură făcută de Habermas a unor idei kantiene, pentru a se detașa absolut de tot ce era istoricitate și istorie a spațiului german și a națiunii germane. Deci dacă eu nu am această garanție, ce fac de obicei? Îl provoc, nu? Spun lucruri, după ce am spus lucruri critice despre românii, de exemplu, nu? Autocritice, spun, aștept ca și el să spună ceva critic despre maghiari, germani și alte naționalități, iar dacă nu o face, atunci eu îl provoc să o facă. Pentru că problema cu aceste întâlniri ale patriotului cosmopolit kantian cu toți ceilalți este că dacă aceste întâlniri nu sunt reciproce, atunci ele sunt desigur o formă de a accepta o condiție subalternă, de a accepta și interioriza un stigmat. Ori pentru mine asta era o ofertă de neconceput, de neacceptat. Așa că în numele propriei demnități am folosit acest patriotism kantian, cosmopolit, în felul acesta. Știind însă întotdeauna că dacă lupta se întărește și lucrurile devin complicate, trebuie să recurg la cei care, ca Ioan Aurel Pop, sunt pregătit să tragă linia și să spună no pasaran în diverse momente ale conversației. Altminteri, dacă această idee a reciprocității, a simetriilor dintre patriotismele cosmopolite nu se respectă, asta pot să spun aici mai ușor decât aș vrea să spun la Washington, vă asigur, unde n-aș putea să spun. De asta o spun aici. Deci dacă însă această, cum spun, regula acestor simetrii nu se respectă, iar dacă tot ceea ce este legat de națiune, naționalitate, naționalism, pleacă de la extrema autolatriei, nu cultului propriului sine autohton, și ajunge la ura de sine pentru a rămâne acolo, atunci discuția nu are nicio bază critică și pentru un om inteligent nu este interesant. Ioan Aurel Pop, am adus aici trei mostre dintre cărțile sale mai recente pentru a vă spune cum l-am... bineînțeles că trăsătura de unire personală între noi doi este, desigur, Alexandru Zub, care ne prețuiește pe amândoi și la un moment dat a trebuit să accept că dacă am încredere în judecata, puterea de judecată a lui Alexandru Zub pentru mine și accept analiza pe care mi-o face mie, trebuie să accept și alte analize și am acceptat. După care a venit surpriza unei prietenii, dar asta este altceva. Ioan Aurel Pop, care în buna tradiție a erudiției transilvanene a epuizat acolo unde era de epuizat biblioteca sau teancul de documente sau de manuscrise sau ce mai era pe acolo, plus literatura secundară, bineînțeles, pentru a merge până la capăt și a le găsi pe toate. Pentru asta trebuie să învețe limbele respective, paleografiile respective, da. Astea, bineînțeles, sunt doar instrumente. Cu acele instrumente a făcut trei tipuri de discurs. Încep cu acesta care este, desigur, cel mai cunoscut de profesiune, în care vine și această masivă lucrare cu Nedorești, care asta și face, este o monografie istorică a unei familii europene. Nu? Pentru că acolo sunt toate ramurile. Poate că surpriza pentru cititorul român, cea mai mare nu e atât legătura europeană cu Matia Corvin, dar cred că surpriza cea mai mare este legătura atât de strânsă cu Muntenia. Absolut.
Și asta pentru mine, din lectura acestei cărți, asta a ieșit cel mai mult în evidență. Adică aceste geografii fluide și adesea comunicante între provinciile istorice, așa zisele provinciile istorice românești, nu? Peste care noi am suprapus un fel de mentalitate a graniților moderne. Dar, de fapt, asta nu s-a întâmplat niciodată. Deci, această fluiditate, nu numai fluiditate, dar permeabilitate reciprocă a vastelor teritorii de granițe, de fapt, de comunicare. Asta e una. Cartea Savantă. Dacă aveți vreodată de-a face cu acești și unii din sală, din câte vă cunosc, aveți de-a face cu asta, asta este... Pentru a comunica public, Ioan Aurel Pop a fost împins, cred, și de propria vocație, care era asta de umanist, dar și de dorința de a se adresa unui public mai larg. Și din acest tip de discurs am adus această carte, tot dintre, am adus cărți mai recente, De la romani la români, Pledoarie pentru latinitate, care este o culegere de texte extrem de solide pe plan savant, care sunt doar la un mic pas de textul savant propriu-zis, în sensul că nu au aparatul acela copleșitor de note tehnice pe care profesioniștii trebuie neapărat să-l folosească. Dar simți că acel aparat este permanent acolo. În anumite locuri există chiar prezența citatelor în limba inițială, de obicei latină, însoțite de o traducere fluentă în limba română pentru a ajuta pe toată lumea să se repereze. Și asta este o culegere de studii și articole care urmărește tocmai această tramă, nu? Această idee generală a românității. Și în fine, de la acesta la acela, ca tipuri de discurs, tranziția este foarte simplă în ambele sensuri. E mai greu să ajungi până la cele tehnice, dar nucleul textelor tehnice nu este trădat în acestea, ci este reformulat, să spunem, într-o formă puțin mai accesibilă și mai sintetică. Iar aici este pasul celălalt. Unele teme trec de acolo, 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 cum este și natural, pentru că sunt temele vieții unui om care studiază și ele sunt recurente, dacă e serios. Revine, se întoarce, se contrazice, eventual se revizitează, se completează. Este în asta, această carte pe care vedeți aici, cărțulia aceasta, Veghe asupra limbii române, care este tot așa... Livru de poș. Livru de poș. Care e... în care, bineînțeles, că el a cedat de multe ori și presiunii unor prieteni care, de fapt, l-au încurajat și, de fapt, oricum l-au și stârnit. Asta este. De pe aceste poziții vom discuta despre ideea națională în România. Am vrut să fac tot acest preambul ca să știm cu toții ca pe unde sunteți. Deci, cum să vă spun, cred că noi ne-am întâlnit în ceea ce aveam de spus despre România, românitate, români, românesc, nu știu ce, în acest centru critic în care fiecare venea dintr-o direcție, eu din criticismul moldovenesc cosmopolit, kantian, aristocratic sau cel puțin cu iluzii, și el din această solidă tradiție a școlii ardelene și așa mai departe. De fapt, cred că venea mai dinainte, pentru că el e printre puținii care ne spun în toate registrele acestea de care am vorbit că nu școala ardeleană a avut revelația. Da. Ei, cum arată, privind acum de la Academia Română, discuția despre ideea națională în România? Ce vă interesează din ce auziți? Ce vedeți? De la Academie, distinși ascultători, e greu să vă spun, pentru că eu încă sunt copleșit de această mare realizare care a fost Academia Română și nu-mi vine să cred că am ajuns acolo ca președinte al Academiei și
uneori nici nu pot să joc rolul acesta de președinte, dar ca istoric, vă spun, am fost provocat cumva de ultimele pâlpâiri, ultima parte a dictaturii comuniste, când am rămas și eu surprins și revoltat de ceea ce se petrecea sub ochii noștri. Mi era foarte greu să înțeleg după studiile pe care eu la Revoluție am avut 33-34 de ani, așa, depinde, dacă socotim și 89 pe care îl putem ignora, că era decembrie, și nu fusesem niciodată în Occident, dar deși mă consideram urmaș al școlii ardelene, am învățat franțuzește de la vârsta de 9 ani, nu în familie. Familia mea e de țărani și preoți. Cei mai învățați din familie au fost preoți. Preoți greco-catolici, satul tatălui meu s-a unit în 1761. Și acolo cărturăria era, dar era ideea asta, ai carte, ai parte. Tu trebuie să faci carte serioasă, asta e datoria ta, obligația ta de om, mergi mai departe. Și paradoxal, în timp ce colegul Antohi s-a format în Moldova la lumina totuși culturii germane, într-un fel, nu? Kant face parte din cultura germană și alții, Titu Maiorescu la fel, educat în spiritul acela, eu ca ardelean trebuia să fiu mai abitir educat în cultură germană și maghiară. Am învățat limbile, dar nu m-au fascinat niciodată. În schimb, în liceu la Brașov, am avut marea șansă să fac limba franceză într-o manieră excepțională. Și eu sunt fascinat și astăzi de cultura franceză. Și de la Pierre de Ronsard și François Villon până la Michel Butor și Nathalie Sarot, pe care îi făceam în liceu în timpul comunismului, am dobândit o anumită cultură franceză care m-a fascinat mereu. Deci prima provocare, ce s-a întâmplat încât naționalismul românesc a ajuns de râsul lumii? Cum se poate ca Iorga să înființeze un partid naționalist, așa se chema oficial, și noi să ajungem într-o caricatură în timpul regimului comunist, când eram Ceaușescu, geniu Carpaților, în fruntea voievozilor, națiunea română cea mai înaltă dintre toate și mai victorioasă și mai nu știu ce, cu fel de intenționat folosesc comparativ de superioritate care nu există. Și apoi, brusc, după căderea regimului comunist, aflu că și colegul cam tot atunci am fost catapultat cumva fiind bursier Fulbright, aplicând în timpul regimului comunist, lucru pentru care am avut de suferit, n-am fost niciodată în Occident din pricina asta, că am îndrăznit să fac o aplicație, n-am spus nicăieri treaba asta, ambasada americană trimitea formulare și am primit un formular de bursă Fulbright și l-am completat fără să spun șefilor mei. Și n-am putut pleca. Am primit o bursă în Germania pentru paleografie latină, n-am putut onora. Dar am plecat. Și în America am constatat și eu că într-un ocean, înflorirea unor anumite idei, hai să le zic globaliste, o lume care înflorea sub ochii mei și îmi dădeam seama că națiunea sau națiunile nu sunt totul și că se dezvoltă o lume globală. Și atunci am început să mai citesc. Asta am învățat de-a lungul vieții, că niciodată nu știi destul și cu cât știi mai mult, constați că știi mai puțin, dar trebuie să mergem înainte. Și mi-am dat seama că oamenii trăiesc în grupuri. Atunci am înțeles prima oară ce ne-a spus profesorul Pompiliu Teodor la curs, că Lucien Febvre ar fi spus nu omul, niciodată omul, ci comunitățile umane. Deci istoricul, iar Marc Bloch, mai târziu cel care a căzut victimă fascismului, nazismului, de fapt, în 1944, dacă nu mă înșel, faimos pentru regii taumaturgi, dar și pentru le métier d'historien. Marc Bloch a zis, istoricul trebuie să fie social. Nu în sensul că să se ocupe de societate, ci să fie prezent în agora, apropo de idei în agora. Și asta m-a fascinat și m-am gândit de ce gruparea oamenilor pe criteriu etnic a ajuns în stadiul acesta derizoriu astăzi, odată la noi prin regimul comunist în partea lui finală și în Occident prin compromiterea cumva și
sfâșiere așa a națiunilor după două războaie despre care s-a spus că au fost duse în numele națiunilor. Și am constatat un lucru, că oamenii într-adevăr nu pot trăi singuri. Robinson Defoe și cu Robinson Crusoe, adică Daniel Defoe, ne spune o poveste, dar ea nu există, omul nu poate trăi izolat. Și am luat comunitățile pe rând, oamenii care trăiesc grupați în numele unei profesiuni. Eu mă simt membru al comunității istoricilor din România și îmi face parte să stau de vorbă cu, în plăcere stau de vorbă cu istoricii. Alții, pe baza ideii religioase, comunități de călugări, comunități de clerici, comunități de... Alții pe baza unei idei teritoriale. Eu mă simt membru al Văii Someșului, de exemplu, și îmi place costumul someșan. Și mă duc cu plăcere să asist la o masă și să mănânc și eu cu ei și să beau un pahar de țuică. Sau de jinars, cum se spunea în satul bunicii mele, nu palincă. Jinars, care vine din latinescu vinum arsum. Un fel de tescovină, da. Cu moderație, vă rog, lăsați. Da. E o pledoarie frumoasă. Să nu fac pledoarie pentru lucruri, mă rog, da. Să fac pledoarie pentru lucruri acceptabile într-un loc public. Și, nu, aici vede idealistul, adică da. El sigur că admiră treaba asta, dar nu practic. M-am gândit de ce ideea de națiune e ticăloasă. Și am vrut să fac un inventar în istoria multor războaie. Și am ajuns la concluzia că primul război despre care știm serios de la Homer, din Iliada, e un război purtat în numele iubirii. Elena din Troia, nu, era îndrăgostit Paris de Elena din Troia și războiul a fost purtat între ahei și troieni în numele iubirii. De ce nu am demonizat iubirea? După aia am constatat că am demonizat și iubirea. Așa că, într-o oarecare măsură. După aceea, războiul celor două roze în Anglia în secolul XIV este purtat în numele a două familii, Lancaster și York. Les guerres de religion, la începutul secolului al XVI-lea în Franța și după aia continuate în secolul XVII, după ce hugenoții au ajuns să se mulțească și s-au purtat războaiele între ligi faimoase, în numele bisericii sau al religiei, depinde. Și de ce războaiele purtate în numele națiunilor sunt odioase și celelalte nu? Și nu e greu să constați că nu națiunile au declanșat războaiele. Vă rog să vă uitați cine a declanșat războaiele. Anumite elite care nu erau ca nevul mediu unde voievozii cu sabia în mână erau în fruntea oștilor și încurajau oștile și războaiele aveau în ele ceva cavaleresc. Și ei stăteau în birouri și luau decizii și popoarele participau, națiunile, în calitate de carne de tun. Și atunci am zis, domnule, nici națiunile nu pot fi acuzate că ele au declanșat războaie, deși dacă studiem mentalul colectiv și în Franța și în Germania, înainte de primul război mondial, putem constata că pătrusese ideea până jos, datorită propagandei. Învățaseră la școală. Datorită propagandei. M-am vrut să văd și la națiunea mea cât de ticăloși am fost de-a lungul timpului și cât de vașnici și de vrednici, că nu există națiuni inferioare și națiuni inferioare. Și nu sunt națiuni care au făcut numai tâmpenii de-a lungul lor și altele care au fost albe și imaculate. Nu există, n-am găsit. Și m-am întrebat, ca și colegul meu, de ce nu găsesc un interlocutor, până la urmă am găsit, care să critique un pic și din ce au făcut ei. Că eu mă simțeam dator când începeam o conversație să spun câte prostii am făcut noi de-a lungul timpului, noi ca români. Nu e greu să le găsești. Și de aici a venit această convingerea mea că trebuie să ne studiem un pic mai adânc și națiunea și să vedem ce facem cu ea. Suntem în secolul al XXI-lea. Avem puterea să o desființăm, dragii mei. Dacă există vreo instanță pe lumea asta, fie ea Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite, ar fi paradoxal că, gândiți-vă, se cheamă Organizația Națiunilor Unite. Aceste națiuni au alt înțeles, să știți, în raport cu națiunea central și sud-est europeană, care e un organism care se formează. Și
O națiune poate fi înființată și printr-un decret, dar nu e națiune. E stat național, numit național. Franța a declarat toți cei care se nasc pe sol francez se numesc francezi. Și iată unde a ajuns astăzi. Sau toți cei care dobândesc cetățenia franceză sunt francezi. Nu pot fi. În Franța, în limba franceză, de altfel, din câte știu, nici nu e deosebire între naționalité și citoyenneté, să zicem. În franceză, naționalité înseamnă cetățenie. Și nu ajungem la nimic. Asta a fost chiar de la începuturile, chiar cei care l-au criticat pe al de Kant, adică Rousseau și Revoluția franceză și așa mai departe, ei jurau exclusiv pe ideea de citoyenneté. Și în realitate, construcția, ceea ce a părut unora din Europa non-franceză, din afara Franței, o construcție a națiunii, era o construcție a națiunii, dar nation însemna coagularea cetățenilor, nu era legată etnic. Nu era legată de o etnie care are caracteristicile ei. Apropo de o etnie, limba trebuie să fie un coagulant fundamental. Sigur, sunt și națiuni care s-au coagulat dincolo de limbă, dar puține. Elvețienii, de pildă, nu? Sunt coagulați dincolo de limbă, deși vreo 60%, dacă nu mă înșel, vorbesc germană. Bun. În felul lor. În felul lor, o germană elvețiană. Dar națiunile, deci națiuni. Și a treia sfidare, și cu asta îl las pe colegul meu să mă întrebe fel de fel, a fost dacă te naști sau nu român. Nu, de câte ori nu auzim, păi da, are sânge românesc. Acum, mai nou la noi, mai nou. De vreo 100 de ani încoace se zice că avem sânge dacic. De pe mine mă apucă, când aud treaba asta, așa, îmi trezește în minte o revoltă. Dar nu te naști nici cu sânge românesc. Am constatat că educația ne face români. Educația ne face francez, educația ne face belgien, norvegien, ce vreți dumneavoastră. Dacă iei un copil român din părinți români la vârsta de un an și îl crești în Suedia, când ajunge de 20 de ani, e un cetățean suedez fidel. Deci, prin urmare, din toată această, cum să zic eu, sfidare, din toată această provocare, am ajuns la concluzia că trebuie să ne studiem pe noi înșine și să vedem de ce suntem români, ce am moștenit de la înaintași și, repet, ce am făcut bine și ce am greșit. Totuși, trebuie să admitem că am făcut mai mult bine decât am greșit, că dacă greșeam tot timpul, astăzi eram praf și pulbere. Adică ne topeam în alții, cum sunt, de pildă, hunii, gepizii, avarii, pecenegii, cumanii. Îi învățăm la școală, îi învățam pe vremuri. Ei, unii sunt, dar sunt, în general, topiți în alții, s-au risipit. Și totuși, noi, cu toată risipirea noastră, că am avut niște stătulețe mărunte, nebăgate în seamă de nimeni, și ne-am ridicat, am făcut ceva de-a lungul timpului. Un regretat coleg al meu de la Academie zicea că pe vremea aia când am reușit să facem ceva, am avut în frunte oameni de stat și că ulterior am avut în frunte politicieni. Și l-am întrebat care e deosebirea. Și mi-a spus clar, oamenii de stat se gândesc la viitorul României și politicienii se gândesc la viitoarele alegeri. E o mare deosebire. Bine, la viitorul lor, la alegeri, să câștige și să bage în buzunar. Deci, am avut oameni de stat, cu asta chiar închei, un ambasador francez, mi se pare Contele de Saint-Olaire, care a ajuns aici, cam când s-a declanșat primul război mondial și noi am intrat în neutralitate, intrând în țară dinspre Bucovina, pe la Burdujeni. Deci venea dinspre nord, că se circula greu atunci, și a fost primit cu marseieza, cum se cădea într-o țară francofonă. Întrebat după vreo câteva luni de ședere la București, care e cel mai important bărbat de stat al României, alt paradox al nostru, a zis categoric Regina Maria. Deci cel mai important bărbat de stat al României era Regina Maria. Cred că asta era ceva mai târziu, când erau la Iași. Sigur, erau refugiu. Da. Deci, noi am avut
o istorie cu volute. Cum au toate popoarele, mă întreabă lumea, dar noi care am fost mereu sub turci, mereu sub unguri, mereu sub asta, cum... și alții au fost, să știți, dacă prins câte un om sincer polonez sau ungur și ei spun că să plâng. Eu am avut un prieten maghiar care s-a stins între timp, de aia zic că l-am avut, vă spun și numele, Engel Pal, un medievist extraordinar. A doua generație din Ungaria, evrei botezați, catolic. Și mi-a spus clar, zice, voi sunteți un popor fericit. Păi n-ați fost nimic în Evul Mediu și v-ați adunat energiile de la Cuza încoace și uite ce ați realizat. În epoca interbelică erați o țară cât Italia aproape și sunteți și acum o țară mare și așa mai departe. Și noi, care am avut 350.000 de kilometri pătrați în Evul Mediu și am condus partea asta de Europa împreună cu polonezii, ne trezim acum reduși la 93.000 de kilometri pătrați, că eu l-am întrebat care e complexul Trianonului la ei și de ce consideră că totul e o catastrofă și așa mai departe. Și ce, noi nu mai suntem nimic, mai zic. Cum nu sunteți nimic? Nivelul de trai la voi e mai ridicat. Noi amărâți încă pe aici, pe la Dunăre, pe la Carpați, cu influență balcanică, cu nu știu ce. Nu, zice. Voi aveți viitor, zice. Tu nu vezi că noi ne aruncăm de pe podurile din Budapesta. Deci, dacă iei un om sincer, îți spune și eu, dacă mă căznesc, și nu trebuie să mă căznesc prea mult, spun ce am greșit, cum am făcut, cum ne-am ticăloșit câteodată, cum ne-am dat cu cine nu trebuie, cum am preferat, să zicem, capul plecat, sabia nu-l taie, poate că a fost și bine și rău, cum mă deranjează și când spun unii că n-am purtat niciodată războaie cu vecinii, că am suportat mereu pe alții care ne-au ocupat. Nu e adevărat. De-a lungul istoriei ne-am mai băgat și noi peste alții și am ocupat și teritorii unde nu era majoritate românească. Istoricii de aici știu. Deci, toate s-au amestecat lucrurile astea și trebuie să le luăm, cum se spune în Ardeal, pe la țară, cu treabă bună. Adică temeinic, așa, și din aproape în aproape. Și mi-a plăcut mult și detaliul, dar mi-a plăcut câteodată și sinteza, tocmai plecând de la ideea că un istoric trebuie să și comunice cu publicul. Iar cu publicul nu pot să comunic așa cum vorbesc cu studenții mei de la istorie și le explic, de pildă, că un atribut substantival, pozițional în limba latină medievală e așa. Că e altceva, deci parcă vorbești limbi străine. Deci eu fac în continuare paleografie latină și limba latină ca limba izvoarelor și discut cu studenții mei un document de la Sigismund de Luxemburg. Și trebuie să-mi spună și cine a fost Sigismund de Luxemburg și ce documente a emis și ce fel de scriere s-a folosit în cancelariile lui și așa mai departe. O să ziceți, bine, dar astea sunt detalii. Nu, la istorie se fac parte din meserie. Și de aceea consider că istoricii care își respectă meseria pot să înțeleagă câte ceva și din națiune. Suntem în anii 2020, suntem într-o fază istorică a deconstrucției ideii de națiune. E o situație generală, globală. În Europa e mai avansată pe plan teoretic, pentru că a și fost mai mult de distrus. Erau tradiții naționale puternice, de care istoriografiile naționale, culturile naționale, statele naționale se ocupaseră sute de ani. Ce m-a interesat pe mine, revenind la anii 90, este că pe măsură ce discursul acesta al deconstrucției naționalismului și mai ales discursul care echivala orice sentiment național cu naționalismul și orice naționalism cu naționalismul rău, criminal, asasin, nazism. Deci aici erau anii 90. Au existat puține minți, într-adevăr, lucide în mediul în general britanic, într-o oarecare măsură italian, într-o măsură comparabilă spaniol, german, nu? În Germania era tabu, orice știm foarte bine, orice era legat, am mai spus. Deci nu era nicio șansă pentru a face vreo discuție serioasă despre naționalitate. Dar în alte locuri era.
Și am să dau doar exemplul acesta care pe mine în anii 90 m-a interesat foarte mult, m-a interesat din anii 80, când l-am citit prima dată, opera foarte, foarte remarcabilă sociolog istoric Anthony D. Smith, care a scris cele mai inteligente lucruri în spațiul larg anglofon, cam între anii 1970, la începutul anilor 70, și până la moartea lui în 2016. Păstrând în orice discuție despre neam, națiune, naționalitate, etc., discuția elementelor inițiale din grupurile etnice și construind treptat un fel de etnosimbolistică a grupurilor etnice și naționale. Anthony D. Smith. El, în paranteză, fie zis, la tinerețe, se este elev al foarte tânărului încă pe atunci, Ernest Gellner. Dar au fost, bineînțeles, în poziții diametral opuse, Smith evoluând într-o poziție diametral opusă și există chiar și un moment în care au avut un fel de disputație publică în 1995, în care fiecare și-a prezentat argumentele. Ei, partea interesantă de asta, în ce am făcut și eu, referitor la ontologia etnică, am avut în orizont, în minte, toate aceste lucruri ale geografiilor sacre, ale primelor națiuni, grupurilor etnonaționale. M-am uitat la grupurile exemplare, evrei, armeni, ca să mă mențin în zona Europa, Caucaz și să nu ies în locuri prea exotice. Bun. Deci în toate aceste lucruri care pe atunci încă mai erau ascultate și citite, între timp ele au fost completamente șterse și discuția este dominată de o formulă politic corectă până la woke, în care nicio formă de discuție despre națiune nu mai este cu putință. Ceea ce, bineînțeles, a încurajat extrema cealaltă, care a luat-o de la capăt cu ceea ce știa mai bine, și anume cu formele extreme de naționalism cele mai delirante, bineînțeles, potențate mereu de negarea frontală a oricărei idei de naționalitate. Deci această simetric, acest radicalism simetric care duce la, bineînțeles, la forme absolut caricaturale și absolut deloc credibile pe plan intelectual, este rezultatul ultimelor, să zicem, 20-30 de ani. În anii 90 încă se mai putea câștiga. Numai că, asta vorbeam mai înainte de a începe aici discuția, tinerii din țările de Est, în primul rând, au ajuns în Occident masiv în anii 90, iar acolo accesul la burse, locuri la doctorat, catedre, publicații, reviste, volume, s-a făcut din ce în ce mai mult pe baza acestei cenzuri, care excludea cu radicalitate orice formă de raportare la lucrurile care se petreceau altfel decât în această nouă vulgată deconstructivistă a națiunii. Ei, din acest motiv s-a aprins așa de bine în România, care, acum să o spunem, înainte de 1989, istoriografia română devenise nefrecventabilă, comunica prost cu publicul mai larg, era tipărită, dacă era de valoare, din ce în ce mai precar, circula din ce în ce mai puțin. Astfel încât toată lumea a confundat istoriografia cu propaganda. Și tot ce se auzea despre român, românesc, România, se credea a fi o formă pur și simplu de propagandă brută, astfel încât emanciparea era să spui că tot ce este, cum a spus român, românesc, România, e greșit, rău, reprobabil, trebuie șters, uitat, deconstruit și așa mai departe. Din acest motiv, de pildă, la începutul anilor 90, discursul deconstructivist, relativist deconstructivist al lui Lucian Boia a prins extraordinar de bine, fiind purtat de fascinația literaților care nu aveau absolut niciun fel de noțiune de istorie, în paranteză fie zis. Nu numai atât, nu aveau nicio noțiune despre istoricitate, despre ideea că lucrurile evoluează în timp, se schimbă. Și atunci au îmbrățișat această versiune
pentru mine foarte modest sub raport teoretic-metodologic, care spunea că nimic din ceea ce este român-românesc, nu știu ce, nu trebuie luat în serios, nu stă în picioare, e, dacă luăm în serios, nu poate fi decât negativ, pernicios. Ioan Aurel Pop a scris o lungă carte, de fapt, care a fost reeditată, care este un fel de recenzie extinsă a cărții lui Lucian Boia, Istorie și mit. Aici e tematica. Dacă tot ce este în analele istorice nu mai este citit critic, dar cu mijloacele istoriografiei, și este trimis ca mitologie, aici ce se înțelege prin mitologie în discuția specifică, nici nu vreau să intru, că este atât de slab teoretizată că nu e de nivelul meu să vorbesc, zicem, într-un fel de puzderie de mici narațiuni echivalente sub raport epistemologic și moral, adică echivalente între ele și nule în ansamblul lor, care nu trebuie luate în serios decât ca jocuri ale unui fel de arbore al posibilităților de a scrie despre o națiune. Nu? Un fel de pletoră de povești, cum a spus, echivalente pe plan din punct de vedere metodologic și în final nule. Asta e o lecție care a prins foarte mult și care s-a întâlnit cu adânca interiorizare a stigmatului etnic, a urii de sine românești. Asta e o temă străveche în cultura noastră. Cioran a tratat-o ca nimeni altul, dar prea puțin dintre cititorii lui Cioran au înțeles care este pontul din Cioran, și anume că el sfârșește prin a spune că românii excelează în neant, în negativitate. Deci el aduce un compliment suprem negativității românești. Aici este dimensiunea paradoxală și autoironică a lui Cioran, care, din păcate, celor mai multor cetățeni din România le-a scăpat complet. Adică i-au luat-o de bună, de tomea, culpa absolută a celui mai lucid dintre români, care într-o bună dimineață, deși este ardelean, vine totuși la București și înțelege că românii nu sunt buni de nimic. Și atunci se apucă să scrie toate aceste lucruri în fel și chip, în maxime și cugetări, tot restul vieții sale. Deci oamenii au scăpat din vedere exact ceea ce e începutul discuției sale, care este această întrebare paradoxală: comment peut-on être roumain? Nu? Care este o, bineînțeles, parodie a lui comment peut-on être persan și o autoironie supremă din care românii ies bine și nu rău. Okay. Ei, ce te faci tu că publicul mare intelectual românesc, săracul, fiind lipsit de mijloacele intelectuale pentru a înțelege ce voia să spună Cioran și ce era cu Cioran, a luat asta drept un manifest suprem al nemerniciei absolute, al recunoașterii supreme, a nemerniciei desăvârșite a poporului român de la origine și până în prezent. E foarte greu să construiești în asemenea condiții o discuție critică dacă toată lumea cu care te întâlnești pe stradă este lovită de ura de sine și de stigmat. Ei o trăiesc unii într-o formă narcisică, într-o formă dandy, într-o formă pe care ei o cred occidentală, trăind de fapt o versiune provincială de occidentalită, să-i spunem, nu? De identitate falsă, de bovarism geocultural, cum îi spun eu, iluzia că s-ar găsi imediat în vecinătatea Franței, și din acest motiv ei trebuie să vadă tot ce se întâmplă și în România, și în Ucraina în zilele noastre, și în Japonia, numai și numai prin prisma care le este deja livrată de persoane care se găsesc în alte țări, au alte interese, alte formații, alte curiozități, alte capacități de a înțelege direct faptele, de a le cunoaște. Cum se poate comunica public cu aceștia? Asta este întrebarea mea.
ce se poate face. Da, e greu. Nu mi-a spus o întrebare de istoric și ca urmare o să încerc să răspund așa. Încep de la președintele Academiei Române, de acolo, da. Și de la omul care comunică public. Și de la omul particular care își pune problemele, asta știu sigur. E bine întotdeauna să pleci de la convingerea celui cu care discuți dacă o cunoști. Și să vii spre tine mai ușor, nu să o iei așa de-a dreptul pieptiș și să încerci să rezolvi problema. De pildă, pe mine m-a întrebat un profesor din Franța în anii 90, de ce suntem noi central-est europenii naționaliști? Și de ce occidentalii sunt globaliști? Și am început să o iau ușor, să vedem de unde am învățat noi naționalismul. Noi, europenii. Și nu am văzut că primele state naționale sunt Franța și Anglia în secolul XVI. Așa spun istoricii și se poate dovedi acest lucru. Regele Henric al IV-lea de Bourbon spune clar. Toate provinciile în care se vorbește limba franceză trebuie să fie ale mele, pentru că eu sunt regele francezilor la 1589-90. Și se vorbeau franceze foarte diferite în toate colțurile respective. Dar spune clar. Deci noi am învățat câte ceva de la Occident. Erau foarte flexibili când spuneau ce e aia franceză. Noi trăiam în perioada aceea sub imperii străine, într-o formă sau alta, da? Aceste imperii s-au coagulat și au devenit foarte apăsătoare, mai ales în secolul XIX. Aici, în preajma noastră, știți bine că erau Imperiul Otoman, Imperiul Austriac de la vremea Austro-Ungară, deci aici zicem Romano-German până la Napoleon, de la Napoleon Austriac. Și pe urmă, din 1867, Imperiul Austro-Ungar. Era Imperiul German, care era în coasta noastră de la 1870-71, sala oglinzilor, Versailles, înfrângerea Franței. Și era Imperiul Țarist, Imperiul Țarilor, răsăritul care venea peste noi. Și noi ar fi trebuit să fim o țară de echilibru într-o formă sau alta, sau o lume de echilibru. Căci dacă mă întreabă cineva ce sunt românii, eu îi spun așa ușor, prin limbă, prin nume, prin creștinare, forma de creștinare, suntem occidentali, în schimb prin organizarea bisericească, limba slavonă, ca limba cultului a bisericii, deci a cancelariilor, prin alfabetul chirilic, prin influența totuși a răsăritului, suntem răsăriteni. Bizantino-slavi, sub influență bizantino-slavă. Dar ne definește totuși latinitatea. Facem parte din latinitate pentru că, pentru mine, în partea asta de Europa, cea mai eclatantă dovadă a naționalității e limba. Cum deschizi gura, îți dai seama, vorbești cu un ungur, cu un bulgar, cu un polonez, cu un român și așa mai departe. Și atunci, plecând de la toate acestea, ajungem să înțelegem și de ce sentimentul național s-a degradat în secolul al XX-lea, în diferite forme. Una a fost forma pe care a pomenit-o colegul meu, nazisto-fascistă, care ne-a cuprins pe toți în această parte de Europa și purtăm încă un stigma. Și în cealaltă. Da, și în cealaltă, da. Germania o socotesc Europa Centrală și Italia, după moda cea veche. Ungaria și cu Polonia sunt Europa Central-Orientală și noi suntem sud-estul Europei, zicea Răzvan Teodorescu. Acum mie, ca ardelean, îmi place să zic că și noi suntem în Europa Centro-Orientală, nu? Într-o formă sau alta, pentru că atâta vreme am fost, îl văd pe colegul Neumann aici, care știe treaba asta, că a scris despre omul european, am fost în partea asta de Europa a contactelor. Și într-o vreme când eram mai tânăr și mai prost, ziceam că am trăit între Orient și Occident și între Orientul Latin și Occidentul, între Occidentul Latin și Orientul Bizantin, acum nu mai zic, am trăit în ele. Da, în ele, nu între ele, în ele. Am luat câte ceva de la fiecare. N-am putut să ne afirmăm ca atare, că am fi putut fi o punte de legătură bună, n-am putut să o facem. Deci de ce naționalismul s-a degradat în secolul al XX-lea, nu numai la noi și nu numai pentru noi? Pentru că
acele imperii au dispărut, până la urmă cele patru pe care le-am pomenit eu aici, odată cu primul război, la finele primului război mondial. Dar amintirea lor a rămas în conștiințe. În Transilvania mea, de exemplu, pentru români a rămas mentalitatea de slugă. Multă vreme, mentalitatea de supus. Am fost așa de copleșiți că nu ne-a venit să credem că nu mai suntem sub o stăpânire străină și Cioran, pe care l-a spomenit, are niște pagini admirabile de amintiri cu jandarmul cu pană de cocoș pe care el îl vedea dintr-un subsol că se ascundea, fiind ardelean, nu? Sibian. Tot el spune așa de frumos că limba română e o rugăciune față de limba franceză care e un contract. Limba franceză sună ca un contract și limba română ca o rugăciune. Limba lui franceză, pentru că acum nu sunt mai practic. Asta e răzbunarea sorții, pentru că el n-a mai vrut să vorbească românește, dar la sfârșit, în ultimele săptămâni de viață, se spune că nu mai știa decât românește. Și cei care au stat lângă patul lui l-au auzit vorbind înapoi o românească foarte, foarte frumoasă, cu accent rural din zona Sibiului. Acum e vorba că acolo e o limbă literară. Sibiu, am avut ocazia să-l aud înjurând foarte expresiv în limba română, deși noi vorbeam în limba franceză. Și atunci tovarășa lui de viață, Simon, ne striga: băieți, în franceză, nu înțeleg nimic atunci când vorbiți franțuzește. Dar acum, în fine, înțeleg ce vreți voi să spuneți, pentru că în toate cuplurile mixte, bineînțeles, celălalt învață jurăturile din limba omului. Cu alte cuvinte, în dialogul meu, care a fost mai rar acum în ultimii ani și din pricina pandemiei, încerc să vin cu armele oamenilor cu care discut eu și să îi conving că nu suntem malefici, chiar așa de malefici, chiar dacă ne nimicnicim singuri, și că nu e bine să o facem. Nu e bine să o facem pentru că nu ajungem la nicio înțelegere. Un polonez mi-a zis că decât să-și vorbească de rău poporul, eram în străinătate amândoi, mai bine își taie limba. Păi zic, bă, dar și voi ați avut probleme. Și voi, de-a lungul timpului, v-ați plecat în fața altora și ați fost desființați ca stat în cele trei împărțiri de la sfârșit de 18 și ați renăscut după primul război mondial și pentru că marile puteri, ca și pe noi, până la urmă v-au recunoscut ca stat, v-au dat entitate pe care o aveați de altfel ca popor. Da, despre asta nu vorbesc. Eu nu vorbesc despre asta. Alain Bezanson, care împlinește astăzi 91 de ani, mi-a spus în 90 următorul lucru. Zice, dragă, eu știindu-te pe tine, mai întreb pe unul pe altul dintre românii care mai apar pe aici. El știa, bineînțeles, Cioran, Monica Lovinescu, Virgile Runca, știa și pe alții, bineînțeles, numai pe mine. Dar avea o idee despre diversi români. Și spre deosebire de 100 de polonezi pe care îi întreb pe rând despre ei la alții și care îmi spun, în cel mai rău caz îmi pot spune, de obicei spun, da, e foarte bun, extraordinar, ăla de care nu știu ce îl întreba el. În cel mai rău caz spun, știți, nu e în domeniul meu, dar am auzit că e foarte bun. Nu e așa empiric, nu mi se pare că e chiar așa, dar plec cu respect pentru toți ăștia care vorbesc așa. Zice, la voi românii trag concluzia că sunteți 100 de ticăloși, dacă ascult, nu-mi dau eu seama cât sunteți de ticăloși, dar de fapt sunteți proști și ticăloși, chiar dacă eu vă văd că sunteți deștepți și neticăloși. Bun, deci, acum, noi încercăm să punem în discuție într-o manieră calmă, chestiunile acestea, regretând că terenul la noi este atât de, cum să spun eu, de degradat, încât un centru în care oamenii pot discuta, un centru topografic vorbind, abstract, nu? Al gândirii critice, aproape nu-și mai găsește locul. Și atunci toată lumea se radicalizează într-o direcție sau alta și toată lumea confundă primele silabe dintr-un discurs pe care tu ai vrea să-l ții în mod critic, rațional despre ceva, cu ceea ce crede el că spui, care poate să fie alba sau neagră. Niciodată vreo nuanță de gri între cele două. Și asta duce, bine, din punctul meu de vedere, în primul rând, asta este problemă de temperament, personalitate, dificultăți majore, de natură psihologică, pentru care am toată compasiunea, dacă oamenii nu se pot controla să asculte timp de 20 de minute ce vrea să spună unul. Sunt probleme cu care eu nu mă pot ocupa.
Sau, și combinat cu asta, o problemă de natură intelectuală. Dacă oamenii nu pot să înțeleagă o perspectivă critică și autocritică și trebuie să recurgă obligatoriu ori la o expresie delirantă a urii de sine, ori la o expresie delirantă a autolatriei, a autoctonismului triumfător și așa mai departe. Chestiunea este să țese în firele respective în spațiu public în care o discuție critică și autocritică, nu? Una în care să poți vorbi liber despre ce este rău și ceea ce este bun. La români, la turci, la japonezi, la unguri, etc. Și formula de a spune că aceste lucruri nu contează, nu e soluția. Deci, așa zisă soluția americană, care este să șterge absolut tot și să deconstruiești și să stigmatizezi absolut tot ce este, cât de vag legat de o idee națională, nici asta nu e o soluție. E și paradoxul americanilor, care sunt obsedați de o multitudine tot mai fragmentară de identități idiosincratice de toate tipurile, gen, tot ce vreți, toate formele de microidentitate, nu numai că sunt identificate, discutate, dar sunt înmulțite cu fiecare zi, devin tot mai numeroase, tot mai așa. Deci, pe de o parte asta, și pe de altă parte, o negare frontală a tuturor identităților care au o istorie deja. O istorie complicată, poate uneori problematică, uneori negativă, chiar asasină. Dar o istorie care e ceea ce suntem noi toți acum, prin care noi toți cei care suntem astăzi în viață am ajuns să fim ceea ce suntem. Deci, aici e problema. Deci, de pildă, Ioan Aurel Popă în cărțile lui, în toate tipurile de discurs pe care le practică, reamintește ceea ce a evocat doar pasagerul aici și a mai anunțat odată, și anume că erau persoane despre care străinii români, despre care în diversele provincii, despre care străinii ne spun în secolul XVI că se considerau români. Absolut. Deci dacă eu iau de bun tot ce spun ăia, dar șterg pasajele în care ei spun asta, atunci ce fel de lectură fac eu a surselor? Deci sursele trebuie luate cum sunt și nu trebuie să ne deranjeze sursele. Problema e alta, să nu alegem sursele. Eu dacă vreau să văd imaginea secolului XVI, iau și din unele și din altele. Și încerc să fac un puzzle. N-am să umplu toate golurile. Le mai umplu și cu ipoteze, că așa face istoricul. Dar încerc să am cât mai multe puncte pline, cât mai multe figuri pline. Câte reușesc. Dacă Francesco de la Valle spune că a fost găzduit într-o seară de călugării de la Mănăstirea Dealul, la 1536, și de la acei călugări, de la Mănăstirea din Deal, a aflat povestea descălecatului din tâi de la Traian, împăratul Romei, n-am de ce să nu-i dau crezare, dar poate nu-i dau crezare. Și mă mai duc să văd unul ce zice, altul nu zice chiar așa. Dar foarte mult, și asta o datorez profesorului Șerban Papacostea, de fericită pomenire, care mi-a spus clar, uită-te cum spun autorii, ia textele latine, nu traducerile noastre. Și în textele latine ei spun așa, se spune printre români că... Sau am auzit de la niște români că ei sunt romani. Nu zic ei, Constantin Daicovici, nu mi-a fost profesor decât Hadrian, fiul său, mari savant. Constantin Daicovici, care era educat în spirit central european la Viena, el a zis, nu, învățații boieri moldoveni ajunși la școlile iezuite din Polonia, au aflat că noi suntem de la Roma și au venit și au creat conștiința latinității. Eu nu spun că intelectualii n-au augmentat această conștiință. Intelectualii au lucrat la asta. Da. Că doar nu Badea Petre din vârful muntelui știa că noi suntem neapărat de origine sau că am avut un descălecat din tâi și unul de al doilea, cum zice Letopisețul Cantacuzinesc. Conștiința medievală era așa. Descălecatul de al doilea e de la Negru Vodă și descălecatul din tâi e de la Traian. Asta n-a putut fi sădită în mințile tuturor.
Eu vorbesc de o anumită elită, așa. Dar mă îndoiesc ca cei călugări ortodoxi de la Mănăstirea Dealul, în epoca reformei, ajunseseră să învețe la ceva școli înalte, nu știu unde, și ca să vină să spună, bineînțeles că pe soldații italieni și pe Francesco de la Valle i-au ospătat cu mâncare bună și cu un vin extraordinar seara și i-au plecat cu o impresie grozavă. O delegație suedeză în secolul XVII vine pe aici și încearcă să vorbească latinește membrii delegației cu nobilii unguri la Cluj, la Oradea și la Cluj. Nimic. Ăia vorbeau numai ungurește. Și cum trec muntele la Rucăr, păi zice, ăștia vorbesc latinește. Zice, țăranii. E adevărat, zice, e o latină stricată. Că pentru lacti spun lapte. Pentru noctem spun noapte. Dar zice, m-am înțeles cu ei. Când am cerut acva, mi-au dat apă, când am cerut. Deci țăranii vorbeau latinește. Deci există, cum să vă spun, niște lucruri care puse cap la cap ne ajută să... Dar nu avem dreptul să mergem numai pe ele. Sigur. Dar în același timp, aici e un pericol mai mic să mergem doar pe surse. Unii au mers, au ținut, dar sunt puțini care au accesat. De obicei, aceste surse sunt complet expediate de unii care cred că au gândire critică, pentru că ei spun că asta e o proiecție, sau zicem, proto-orientalistă și proto-occidentalistă a ăstora străini care regăsesc, deși ăia habar nu au că sunt asta, fantasmele pe care le creează ei despre Dacia, despre una, despre alta. Și atunci le vine, ei șterg complet această dimensiune de comunicare, considerând-o complet inventată, că toți țăranii aceștia care au ideea că ce spunei pe aici are vreo legătură cu romanul sau cu latinitas și așa mai departe. Și toate astea devin invenții. Ipoteza aceasta e o ipoteză plauzibilă, dar dacă există dovezi care îți arată că ipoteza nu e atât de perfectă și nu stă atât de bine în picioare, trebuie să ai o mai anumită prudență. Și... Deci, ce vreau să spun... Întotdeauna m-a fascinat, eu ca este o gândire, am o gândire critică și sunt, aici pe scurt, cool, nu mă prea... M-a amuzat, de până la un punct, entuziasmul cu care cititorul român sare numai la ce este negativ, negru și se duce cu fericire absolută în toate lucrurile care îl prezintă pe el ca... mai rău decât așa. Și dar nu ne ținem de asta, știți? Nu, a doua zi uităm ca italianul. Da, și o luăm de la capăt. E mai nu, bine. Deci problema ar fi că n-aș avea nicio problemă dacă i-ar considera că ăsta este un joc în stilul lui Cioran. Că dacă ți asumi până la capăt nemernicia, ajungi într-o formă de excelență sublimă negativă, în negativitatea sublimului, nu? Și acolo este un titlu de glorie. Deci, dar cei mai mulți nu o fac din asta, ci o fac din simplă, cum să spun, și foarte tristă asumarea unei condiții subalterne, nedemne, etc. Eu nu, și nici Ioan Aurel Pop, nu facem aici, cum să spun, pledoaria nu este pentru ca de astăzi înainte să plecăm fluierând, fericiți că suntem români și să nu mai avem... Chestiunea este așa, ce devine suspect la un moment dat într-un grup de intelectuali, de pildă, este caracterul sistematic de care spuneam, ca ei să creadă sistematic, riguros, exclusiv, numai ceea ce este negru. Pentru că la un moment dat, când protocronismul ajunsese în perioada comunistă într-o perioadă, într-o formulă cu totul aberantă, Ilie Bădescu scriind de la acolo cu protocronismul și nu știu ce. Bun. Eu am avut doar o notă de subsol de făcut într-un text. Nu mi se părea serios să discut așa ceva, că era o trăsnaie absolută. Problema mea era așa. Nu, domnule, cum o pornise Edgar Papu, care... Edgar Papu o pornise elegant, să uita la lucruri cu totul altele. Dar la Ilie Bădescu și la foarte mulți, dau numele lui, că el o forma, el avea, să zicem, o
anumită altitudine la care vorbesc despre. Dar eu am pus această problemă simplă. Dom'le, nu se poate admite că un singur român, o singură dată, poate din greșeală, poate fără să-și dea seama, să fi căzut pe locul 2 față de toți ceilalți, să nu-i fi venit lui prima dată ideea relativității, etc., cum ajunsese să creadă protocronismul. Și am spus, doamne, măcar logic, dacă n-am putea și noi să ne imaginăm că poate undeva pe în creierii munților, un cioban solitar, poate că beat sau poate că într-un moment de absență, a căzut pe locul 2 și nu a fost pe locul 1. Deci s-a ajuns la... Trebuia să fim toți. S-a ajuns la forme absolut delirante de autolatrie, cum spune. E o răzbunare a sorții, să mă iertați, că cel mai greu lucru pe lumea asta e să te cunoști pe tine însuți și e greu să ne cunoaștem și noi ca popor, dar la fel de greu e să păstrăm simțul echilibrului. Da. Noi am căzut dintr-o extremă a prolet cultismului de tip sovietic în anii obsedantului deceniu, pe care noi nu l-am trăit efectiv, că atunci ne-am născut, dar l-au trăit părinții noștri. Când numele de români era aproape obturat, interzis, demonizat, când marele popor rus, Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. Profesorii de la Universitatea din Cluj... Alexis spunea libertate ne-a adus, și erau mai mulți. Așa erau, ne-a adus. Profesorii mei aveau consilieri sovietici care le controlau cursurile. Și dacă spuneau ceva bine despre Ștefan cel Mare sau Cuza, un profesor din Cluj a făcut 6 luni închisoare că l-a lăudat pe Alexandru Cuza. Deci din această teribilă negare a tot ce-i românesc, am căzut într-o idolatrie a tot ce-i românesc. După Revoluție, apropo de Giambattista Vico cu Corsi, Ricorsi, am ajuns să negăm iară totul pentru că ne săturasem de românii prea strălucitori. Și în loc să ne păstrăm echilibru și să ajungem la o prezentare echilibrată, care e dificilă, e cea mai grea, iar publicul e dornic de panem et circenses, publicul vrea spectacularul. Ce mă mai interesează pe mine că Ștefan cel Mare a fost mare sau... Pe mine mă interesează câte amante a avut, mă interesează ce prostie a mai făcut. Am un coleg admirabil la Cluj, mi-a fost și student în primii mei ani de asistenție și nu-i spun numele, dar cine e istoric aici îl știe, care s-a ocupat de iubitele unguroaice ale lui Avram Iancu. Și a scris foarte frumos. Toată lumea citea. Adică Avram Iancu, eroul național, a avut iubite unguroaice. Și ce dacă? E relevant pentru istoria acest lucru. Adică și-mi pasă mie cu cine s-a culcat el. Am un altul care se ocupă de amantele profesorilor universitari de la Universitatea Regele Ferdinand I. Și asta e istorie. Adică povești de alcov, ce discutau servitoarele între ele din casele marilor profesori. Dacă nimic din ce e în trecut nu trebuie să uităm, atunci ne ocupăm de șoarecii care mâncau în cămara nu știu cui, nu știu ce, deci putem face orice. Chestiunea este că nu le putem cuprinde pe toate. Și fiecare facem câte ceva, încercăm, îndrăznim. Tabloul e greu de făcut. Noi știm foarte bine istoricii treaba asta și suntem, dacă avem cât de cât un simț al realității, primii noștri critici. E foarte greu. Familia pe care a pomenit-o s-a topit în masa maghiară. Născuți români, cu moșie, la Corbii de Piatră, în județul Argeș și un pic în Vâlcea, de unde Corbul cu Inel din Stemă. Dar în același timp, Carol Davila, care n-avea nimic cu românitatea, a scris frumos despre noi, încât Universitatea de Medicină și Farmacie din București cheamă Alexandru Davila, fiul lui, cele mai frumoase pagini despre, să zicem, naționalism român medieval. Doamnă datina străbună, în Vlaicu Vodă. După aceea, Xenopol, nici el, cum îi spune și numele, tot neromân, Xenopol, Xenos, străin din grecește, a scris o istorie a românilor greu egalabilă, corectă și astăzi în mare măsură. După aceea, Alexandru Filipide, eu când citesc poeziile lui Filipide, mă înfior. Eu ca ardelean, are și flori străine cumva răsădite în poezia românească. A făcut niște traduceri Filipide excepționale. Și el are o poezie în care scrie că un străbunic al lui, pe la începutul secolului 19, 1800 și, a trecut prin țara Moldovei și s-a îndrăgostit de o fată de Răzești din Nicorești.
unde și mâncarea e bună și vinul bun. Băutură. Și n-am mai plecat de acolo niciodată. Și așa s-a născut familia. Deci, rămân la ideea educația. Educația. Români plecați în Israel, deci evrei din România plecați în Israel, care vorbesc în continuare românește în casă. Și îmi spun că sunt români. Jean Ashkenazi vine aici, Irene, agora de mai multe ori. Jean, mă bucur că vine, e o personalitate care are peste 90 de ani, membru al Academiei Române, neurolog, specialitatea neurolog, și care, când aude o poezie de Eminescu, trebuie să se ridice în picioare. Deci, vreau să vă spun că educația nu ți-o poate lua nimeni. Și educația te poate face ceea ce ești, și dacă îți păstrezi echilibru, asta nu e de urât din partea nimănui. Adică n-are dreptul să te urască pe tine cineva, pentru că îl iubești pe Petre Fișandor și nu-l iubești pe Eminescu dacă ai fost educat om. Asta e situația. Eu când îl citesc pe Petre Fi, încerc să înțeleg mentalitatea, pentru că sunt transilvanean, dar vreau să vă spun că așa am arătat că dacă Eminescu este Șovin, atunci Petre Fi e mai rău decât Șovin. Pentru că Petre Fi înjură și pe slovaci și pe români. Asta era epoca, dragii mei. Era și autocritic, pentru că nu era chiar ungur nici el. A, nu, era... Problema este așa... Petrovici. Asta e o temă pe care numai o enunț puțin și după aceea o să avem niște întrebări și profităm de faptul că Ioan Aurel Popa este cu noi. Nu, eu vorbesc prea mult, dar cu rost. E următorul punct... Această polaritate cretină, că asta ar fi de spus, între autolatrie și stigmat, ne face incapabili pe noi să înțelegem că în acest popor român despre care vorbim, au venit, s-au topit, s-au stat o vreme și au plecat în drumurile câte au fost, foarte mulți alții. Acum, eu care am un nume grecesc, sigur că voi spune asta foarte natural, nu? Dar vedeți că așa cum strămoșii mei a românii, vlahi, sud-dunăreni, au fost în mod abuziv considerați identici cu românii, deși ei nu erau... Și au fost obligați să învețe limba română literară în loc să învețe și limba lor, în primul rând, graiul lor, dialectul lor. Exact. Sunt oameni care când... Unul din misterele familiei mele, de exemplu, de vorbitori de limbă greacă, la venirea de aici, în administrație, cei care au venit mai târziu în administrația fanariotă, a fost acesta. Că mi s-a lămurit din familie și m-am lămurit de la început. Cum de s-au înțeles ăștia care erau a românii cu românii? Păi de aia, că ei vorbeau a română și aia ăștia română. Fiindcă la cancelariile din Moldova, la domnie, erau unul, doi oameni care știau grecește. Ei nu comunicau în greacă, oamenii ăștia. Ăștia comunicau cum puteau aia în a română, ăștia în română. Deci decât să spună povestea asta care e fascinantă, a întâlnirii între cele două ramuri ale unei enorme romanități orientale, și naționaliștii și autostigmatizații au șters-o. Unii au șters pur și simplu ideea că a existat o asemenea identitate alta decât română, dar imediat lângă ea, ceilalți scoțând-o pur și simplu pentru că nu figurează în... povestea lor cu deconstrucția până la ultimul a orice noțiuni de... Când îl văd pe Victor Nomea, tot îmi vine să spun neam, națiune, de la și tot recit titlul lui acolo, dar m-am abținut toată seara. Acum, întrebări pentru Ioan Aurel Pop. Mihai Neamțu. Mulțumim pentru seara asta, mulțumim pentru dialog și mă bucur că dialogul se poate la calea Victoriei 159 și 120, dacă era acolo, era cu alte accente. Eu sunt un tânăr care v-a citit opera bună, am avut o știe foarte bine și l-a iubit. Pasiune chiar pe Sorin Antonii, care a deschis de acord, s-a făcut și la figurat de generației mele. Dar vă mă găsesc că revenind în țară acum vreo 15 ani, pe mine m-a frapat această întrebare pusă de aproape toți contenerii mei. De ce te-ai întors?
Deci normalitatea, poziția normală era să rămâi străinătate, nici nu trebuie să te întorci, ceea ce confirmă funcțiunea de stigmat pe care poate vine a sublineat. Pe lângă să componenta asta istoriografică de discurs identitar, există o componentă și văd și pe domnul Daniel Deanu, pe care să salutăm, bineînțeles, există o componentă economică. Există o dimensiune a proiectului național care se răspânge în educație. Și la ora la care vorbim, asistăm mai mult sau mai puțin la un suicid colectiv. Niciodată în istoria acestui neam n-au plecat și spun unii oficiali statului român, o spune ministrul, dacă nu mă știu, al românilor de pretutindeni, au plecat 8 milioane de compatrioți peste Potam. Discursul ăsta de incriminare a identității românești n-a fost lipsit de efect. Nu avem antreprenori autohtoni care să fi fost scutiți de anumite investigații, mai mult sau mai puțin penale. Nu avem discurs cinematografic. Da? De pe vremea lui Ioan Zapelea, anumită, să spunem, retorică național-ceaușistă. Dar de atunci nu s-a mai creat un film măcar despre un erou național. Oricum, noțiunea de erou este în sine suspectă. Absolut. Atunci, compromis în parte, da. Bun. Știți la cine mă refer? La cei care dau general finanțarea pentru aceste pelicule cinematografice. Acum, nici în America, dacă mai spui părinții patriei... Asta s-a rezolvat. Întrebarea mea este, și nu cer acum domnule Antonie, chiar nu cer public, o mea culpa, dar după ce am trecut și pe la Budapesta, și pe la Siu, și prin alte școli, avem o răspundere pentru ce se întâmplă cu țara astăzi. Mai este România un proiect sau doar o amintire? Și dacă mai este un proiect, pe ce o temezi? Pierre Manon spunea că sunt trei forme politice. Cetatea îți dă libertatea, imperiul îți dă pacea și națiunea trebuie să ți le dea pe ambele. Dar mai vorbim despre națiune astăzi? Mai este un proiect sau doar o amintire? Da, e greu de răspuns. La noi pare să fie o amintire, dar băgați de seamă, da, se aude. Ce zice? Vorbește puțin mai tare, Daniel. Daniel Dăian. Un micro. Poate că intervenția mea este neavenită, dar ce cred eu? A fost menționat așa, dar foarte apasat. E diversitatea de identitate. Oamenii au nevoie de identitate. Au avut, au și vor avea. Acum, marea întrebare este cum definim identitate? Eu am vrea mai spus. Deci, am avut și organizare tribală, poți să vorbești în termen de etnie. Da? Uitați, vorbim de relații internaționale. Relațiile sunt între internaționale, între națiuni. Despre relații interstatale, între state, dar statele la rândul lor pot să aibă o constelație de identități, dar trebuie să aibă ceva un viitor comun, adică n-ar fi un stat. Pot să fie un stat artificial, adică fac parte dintr-o altă identitate mai mare și cu forța se menține în clasă niște identități care altfel ar exploda în relațiile. Deci aceasta este întrebarea fundamentală, pentru că și eu mă refer numai la cartea aceasta care ar trebui să fie discutată. În România nu discutată deloc. A unui profesor de la San Diego, Barbara Wolf, nu Barbara Wolf. Da. Care a scris o carte ce se numește How Civil War Started. Aha, războiul lor civil, a doua revoluție. Dar este de fapt o lucrare. De ce menționez această lucrare? Pentru că ea, de fapt, descrie un proiect care este de mai multe decenii finanțat de guvernul american prin instituții interesate care să identifice ce se întâmplă pe glob, oriunde sunt interesele americane. Dar lucrarea este foarte interesantă pentru că a îngrenat academici și au arătat ce se întâmplă în relațiile etnice. Relații care se pot degenera fiindcă sunt alimentate. Unor au, să spunem, un metabolism intern la această deteriorare a metabolismului intern, dar și foarte din afară. Foarte bine ai menționat, dar eu cred că ați iar o discuție. Ai avut o ordonare lume, operau imperii care erau
Ele funcționau pe baza unor reguli și principii de ordonare a relațiilor între popoare. Da. Popoarele acelea care, de fapt, făceau parte din imperii. Și aici sunt și dimensiuni legate de securitate, de economie. Da, sigur. Și eu mi-aduc aminte, poate o să închipă, mi-aduc aminte de 91, un editorial de spaimos de la la New York Times, de Expression Herald Tribune, exista International Herald Tribune. Da. William Fowler a scris un book de 250 de pagini, The Wrath of Nations, adică The Anger. Mânia furioasă. De ce? Pentru că așa cum s-au spart imperii după primul război mondial, așa s-au spart imperii într-un fel, s-au spart clar, imperiul sovietic se spart. Și era normal să ai această da, da, părul Hidra, cealaltă. A unor identități naționale firești pe care cei din vest nu le-au înțeles, pentru că în continuare, într-o formă conforme directe sau indirecte, toți căutau să influențeze arilași. Absolut. O mare putere. Da. Și ei plătesc prețul acum, dar nu... Încă nu își dau tot seama. Vedeți? Deci acestea sunt discuții care, părerea mea, capătă o intensitate în pofida a ceea ce unii vor să impună drept corectitudine. Pentru că ce? Chiar cei care vor să impună corectitudine, nu apă, păi ei trebuie să privească spectrul acesta al atomizării, faptul că nu mai se înțeleg între ei, n-așa, în nicio formă. O societate în lucrul căreia nu mai funcționează punți de legătură, punți de cogniție, când sunt disonanțe atât de multe, când ai și fake news. Da. Nu refer la Ana Arendt. Că practic nu se mai înțeleg oamenii între ei. Da. Pe încotro ne duce. Deci societatea are nevoie de identități, are nevoie de identități care să vorbească între ele, ce? Să se înțeleagă, să ajungem la un viitor comun, să le război. Eu mi-aduc aminte când, în timpul pandemiei, și acum chiar un minut am venit, când am văzut reacția asta teribilă contra vaccinului, da. Pentru că, în gândirea mea, fără vaccinare, situația a fost mult mai complicată. Aia se poate discuta. Asta a fost poziția. Dar atunci am scris un text, că a apărut în New York Times, că scris de un compatriot al nostru, cetățean american, ceva că democrația e numai pentru zei. A scris ceva foarte interesant. Foarte interesant. Iar eu atunci am avut o supra-reacție. Am avut un om rușire. Democrația e mai pentru zei. Eu nu să scrie democrația. Sigur, trebuie să o udăm, să dăm apă, să avem grijă de ei, să avem... protejăm ce se îndeală, nu există democrație perfectă. Bine, democrația... Acum e pentru grupuri marginale. Asta trebuie să protejăm. Dar el a scris ceva acolo, s-a spus care m-a atrapat și după aceea când am văzut ce se întâmplă. Cum adică o faci pe albă ca zăpadă? Intră în tradiția noastră să fie albă ca zăpadă. Uiteați în Sudan, Africa, neagră ca zăpadă. Numai când se întâmplă ceva care se interesele de ei, interesele țărilor bogate, țărilor sau în Yemen, sau. Deci, lumea e foarte barbară și atunci am vrut să scriu ceva de domnul meu, îmi pun cenușa în cap și îmi cer iertare, pentru că îmi dau seama câtă barbarie este în lumea contemporană. Deci n-am învățat nimic. S-au sucedat tot felul de corectitudini politice. Da, la inchiziție, ce? De dinainte, de dinainte. Da, da. Asta e istoria omenirii, asta, sigur, exact. Și asta e întrebarea fundamentală. Ce facem? Ce facem? Pentru că, așa cum acum avem și inteligența artificială, s-ar putea să ne fie mic. Inteligența artificială, bă, ăștia sunt niște barbari. Mai bine vin la un pic, noi, i-am terminat. Așteptăm cu... Sau selecționăm câțiva mai bune, așa, cu filmul acela, pe aduce seama, de cu cifre, numere, nu știu ce, au selecționat vreo 50 de mii de pământeni. După ce i-au băgat într-o matrice de... adică oameni buni, oameni selectați. Deci... Vezi că deja e reportaj, nu mai este science fiction, nu, Daniel. Asta sunt întrebări. Da. Da. Pentru că te pare că istoria nu ne-a învățat nimic. Absolut. Absolut.
Costică Brădățean va veni aici la începutul anului viitor și va sta mai mult în România, da. Dacă mi îngăduiți, întâi... Eu îmi cer iertare pentru că n-am înțeles foarte... Îi voi transmite. El are niște... Nu. Are... Colegul Neamțu... Da, e teolog. Brădățean nu e deloc teolog. Nu e deloc teolog, este filozof, dar are o, zicem, un raport și cu gândirea teologică, dar bineînțeles că, așa cum veți vedea, el este un fel de cioranian american, de origine română. Greu inteligibil pentru ăștia care se chinuie acum să scrie, și unii reușesc, recenzii extrem de favorabile pentru ultima lui carte, care este despre In Praise of Failure, care este un elogiu pentru eșec, al eșecului, în care unul din articole, din capitole cel mai interesant pentru noi și din carte, este capitolul despre Cioran, bineînțeles, și ei se chinuie cum ar putea să facă din această... dar există ceva mai, care va bine și care va fi și mai greu de... cum să spun eu, de înghițit de această lume în esență politic corect americană. Dar ce aș vrea să spun aici legat de asta? Pozițiile acestea sunt atât de greu de descris, atât de greu de exprimat în presa mainstream americană, încât întotdeauna ele sunt codate așa cum le codam noi, grupul de la Iași, când scriam eseuri în anii 80, în dialog și opinia studențească. Deci trebuie să... Noi făceam asta cu speranța că ne citim între noi și că va veni un timp și există o lume unde cineva o să ne înțeleagă, iar ăștia care fac același gest acum, și anume mint sau scriu ocolit sau în coduri și așa mai departe, o fac fără speranță. Asta pot să vă asigur din discuții frecvente pe care le am cu oamenii care încearcă să mai comunice într-o lume în care asemenea probleme nu se prea mai pot pune în public. Și aici e drama. Occidentul se găsește într-o situație de înlocuire rapidă a populațiilor respective, muncitoare, băștinași și așa mai departe. Subiectul însuși nici nu poate fi menționat pentru că este completamente tabu, dar sunt țări unde te duci. Dacă se numește Olanda, e mai complicat. Dacă îi spui țările de jos, e bine. Nu mai există o națiune nominală. Nu mai există un grup etnic nominal care să dea nume țării. Treptat pentru multe din țările, Suedia, treptat și rapid, acest nume Suedia devine o abstracțiune. Eu nu spun că aceste lucruri nu sunt inevitabile, pentru că sunt inevitabile. E un declin absolut al Occidentului pe care Occidentul nu vrea să și-l asume, în care se afundă într-o manieră sinucigașă, practic fără precedent, dar nimeni nu poate vorbi despre asta. Și, mă rog, noi sperăm să facem la București la un moment dat un asemenea centru în parteneria strategic cu Academia Europeană, în care, între Academia Română și Academia Europeană, în care ceva să putem... Adică în naivitatea noastră mai sperăm câte... Nu e naivitate, naivitate pățită. Mirel Bănică, scurt, și după aceea Victor Neumann, scurt. Și dumneavoastră după aceea, da. Mai tare, Mirel. Mirel Bănică. Poate vorbi tare, știu sigur. Mulțumesc pentru prezență, dialog, etc. Anii 2000, student la Geneva. Printre nenumăratele joburi pe care le-am avut ca student fără bursă, eram supraveghetor la biblioteca celebrului Institut de Studii Internaționale. Da. Și pe biniere de diplomați, avem doi secretari americani, secretari de stat, care au terminat acolo. Și pe vremea nu exista internet, nu exista nici inteligență artificială și studenții făceau lucrări de seminar foarte serioase. Și erau grafici România, Bulgaria, Polonia, nu mai vorbesc de Franța, de Germania, erau rafturi mici. Și în acel raft, deci aveau lucrări de seminar, oameni, așa se formau ei ca intelectuali, ca diplomați, ca oameni.
Erau două categorii de lucrări în acel raft. Unele complet inutilizate. Ba nu. Jorge Castelon. Mai scăpat pe Union. Anii 60-70, exact ce menționa și dumneavoastră, amândoi, lucrări de neutilizat. Cea mai citată, că vedeam ce e și acolo, era lucrarea Academiei Maghiare despre Transilvania. Da, da, celebra istorie, da. Erdeitor de Lea. După aceea, o pauză, da, era tradusă la Randolph, apare la Vastin și am plecat între timp, nu vreau să știu ce mi se spune acel drag. Da. Deci cum e reprezentată națiunea română? Unde sunt istoricii noștri? Cine sunt pe centru, pe mijloc? Am menționat deja ceva din asta. Sistemul este așa făcut încât e din ce în ce mai greu să scoți o lucrare care nu repetă banalitățile ultime și de obicei greșite despre România a miliardă oară. Dacă cineva face un studiu, și acum se poate face ușor că există internet, se îngrozește de calitatea execrabilă a quasi totalității lucrărilor care despre România, care parcă scriu prima carte, e ca și cum s-a scrie la infinit prima carte despre România. Toți trebuie să o ia de la Adam și Eva ai noștri, Decebal și Traian, și trebuie să facă ceva, banalitățile absolute. Și ăsta este adevărul, pentru că ei au putut trece școala, trece clasa pe acolo și trece examenele, numai în măsura în care au fost drăguți și au spus ceea ce... Aici este problema. Și, din păcate, sistemul nu s-a îmbunătățit când avea o șansă. Și șansa a fost anii 90. În anii 90 era o curiozitate sălbatică pentru această noutate orientalistă. Uite, băi, România s-a desprins din ora, din spațiul sovietic, o slav, nu știu ce faci ceva cu ea. Dar acel moment a trecut. Și știți cum vedeți că a trecut? Când vă uitați la unii dintre istoricii care au început bine cu studii românești și care au trebuit să o vireze. Dau un exemplu la un om la care Victor și cu mine ținem foarte mult, care este Armin Heinen, care după extraordinara lui carte despre legiune, care de fapt începe cu mult în amonte pentru a lămuri mai bine decât a putut vreun autor român vreodată, toată chestiunea, geneza și cutare, a trebuit să o cotească, pentru că nici măcar în Germania lucrurile de natura aceasta nu erau practicate decât într-un loc foarte mic, într-o comunitate savantă absolut minusculă, care între timp a dispărut. Ce s-a impus între timp? Tot ce era politic corect și care... Aici vine partea frumoasă despre România, cea mai frumoasă. Pentru că despre unele lifte nu te poți exprima liber să le spui ce crezi tu, lucruri de obicei triste, îi ai pe români țintă la liber, care sunt acolo, au reușit să-și câștige un statut extraordinar de țintă perfectă. Și dacă există un fel de consens care bate corect la politică, unde este voie în mod excepțional să scrii orori despre cineva fără niciun fel de, în totală impunitate, ba chiar cu felicitări, asta este român. E o reușită complexă. Da, da. Și mai scurt, am avut discuția la zi. Eu sunt un mare admirator al pieței robori din București. Mulțimile și viața mea. Acum vreo 3 sau 4 săptămâni treceam duminica prin piața Obor, care se închide destul de rapid, pentru că nici piețele nu mai sunt ce-au fost. În piața Obor s-au deschis foarte multe magazine asiatice, pe care le văzut și eu la televizor. Și pe la 4, când românii erau plecați cu mult din piață, eu traversam întâmplător piața și am văzut un lucru pe care nu credeam să-l trăiesc vreodată. Foarte lucru să văd asta. Pe platforma aceea de lângă Hala Veche, proiectată de Horia Treangă, se desfășura un mini-meci de cricket Pakistan contra Bangladesh, Sri Lanka. Știți, cu
chestiile alea, uitele alea specifice. Este doar începutul. E doar începutul. Când descoperi și oina. Pentru mine asta nu pune o problemă, pentru că aceștia care vin aici muncesc. Problemele vor apărea atunci când România va deveni o țintă pentru migrația transfrontalieră a celor care nu muncesc. Care nu muncesc. Atâta vreme cât nu avem nicio problemă. În lumea celor care nu cuvântă și lumea celor care nu muncesc. Aia care nu muncesc e o problemă. Victor Neumann. Dar trebuie să spui tare. Tare, tare. E important că ați declanșat dezbaterea asta și pe tema identității și pe tema criselor de astăzi. Eu vă sugerez ca să dezvoltați ideea asta cu soluție de partea asta a Germaniei care a pus problema unei dezbateri anti-historiografice după doilea război mondial prin aranjatoze. Da. Zilele trecute a fost la bine că Dumnezeu s-a gândit 100 de ani de la nașterea lui Reinhard Rotter și a fost Jürgen Bocham, care s-a transmit și salutări. Foarte multe lume și a pus problema reasugerit în timp la cărțile Rotter, critică și criză. Deci are o carte care redevine valabilă pentru ziua de astăzi, pentru crizele pe care le are Europa și lumea și care este extrem de importantă pentru o dezbatere eficientă și care să găsim și soluțiile la care se gândea. De acord, de acord. No, un punct de revenit, al treilea fix la Amerika, care vorbește de Fusion of Horizons. Da. Deci, aluminarea orizontului. Noi avem nevoie, într-adevăr, brutalitatea care a apărut în lume este peste tot prezentă și avem nevoie să depășim această energie negativă pe care am acumulat. Și atunci trebuie să ne hrănim și intelectual, dar și spiritual. Gadamer avea această viziune și pozele asemenea, pe lângă partea lui de analiză și de studiu atent, al istoriei, a avut și experiența proprie de viață care a fost folosată. Știm da. Ce s-a întâmplat. De acord. Eu sunt mai reținut în legătură cu ambii, Kozelek și Gadamer. Cel mai reținut sunt în legătură cu Gadamer, dar mai puțin reținut. Dar ce vreau să spun și pentru că l-ai menționat pe Coca aici este foarte important. Generația lui Jürgen Coca, ăștia sunt oameni în jurul vârstei de 85 de ani. Ca să-i situăm temporal. E generația care a fost formată de cei formați înainte și care supraviețuiseră războiului mondial, fuseseră reabilitați. Kozelek, puțin mai mare decât ei, avusese un raport și mai direct cu ăia de dinainte. Și ei sunt oamenii care, în momentul când a apărut Historischer Streit acolo în Germania, ei sunt cei din anii 80 care au reluat toată discuția despre historismus și toată discuția care la Kozelek se vede încă din titlu, care este discuția despre criză. Crisis, tema absolută a sfârșitului primului război mondial, temă interbelică absolută în care, bineînțeles, s-au scris toate lucrurile care s-au scris. Apare, sperăm în curând, o carte excepțională, foarte interesantă, a prietenului nostru Bolaștencen despre criză. Și există câteva proiecte în curs, există și un proiect la European Research Council și sunt acesta în special, care s-a înfilipat de curând și care va avea câțiva ani în care vor discuta frontal lucrurile astea. Cred că trebuie să ne oprim aici, doamnelor și domnilor. Președintele Academiei Române, dacă ați ști ce program infernal are, nu l-ați mai... Are. Stăpânim. Îl modelăm. Mulțumesc foarte mult, foarte mult. Mulțumesc și dumneavoastră. Și sper, acum, Academia e foarte aproape aici, pe Calea Victoriei. Problema e să-l mai prindem.